Bine ne-am regăsit, dragii noștri privitori, la obișnuita întâlnire de după amiază aici pe postul dumneavoastră preferat de televiziune. În această după amiază, un invitat special vine în fața dumneavoastră, un invitat care ne-a primit în biroul domniei sale de lucru, cu toate că în această perioadă este extrem de ocupat. Este vorba despre maestrul avocat Constantin Aninoiu, analist de politică internă și internațională și, nu în ultimul rând, un om politic activ. Vă mulțumim mult, maestre, că ne-ați primit în biroul dumneavoastră de lucru. Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor noștri și ori de câte ori voi avea timpul necesar, vă promit că voi fi prezent la emisiunile dumneavoastră, la postul dumneavoastră de televiziune, care este unul dintre cele mai, să spun așa, realiste din punct de vedere al prezentării programelor și mai ales de informative de știri. Maestre, se apropie vertiginos declanșarea campaniei pentru europarlamentare și am văzut că într-un adevărat pelerinaj politicieni, candidați pe listele respective sau cei care îi susțin de la vârful organizațiilor politice au luat la pas județele, orașele și chiar orășelele țării noastre pentru a câștiga această bătălie cu o miză extrem de importantă și anume aceea a locurilor în Parlamentul European. Vreau să vă întreb cum vedeți dumneavoastră ce care a trăit campanii electorale de-a lungul vremii și acum o să vă rog să dezbrăcați haina de politician și să analizați din punct de vedere al analistului politic cu veleități realist profunde. Aș vrea să informăm telespectatorii într-o primă teză că aceste alegeri europarlamentare au avut o miză mică din totdeauna, adică o prezență destul de mică a alegătorilor, pentru că, și-au spus dumnealor, n-ar fi reprezentativă în ceea ce privește alesul local care va merge în Parlamentul Europei. Aș vrea să contrazic puțin opinia generală și să spun că europarlamentarii care vor merge în Parlamentul Europei și care cu adevărat vor fi activi și vor încerca să obțină pentru România sau pentru anumite regiuni din România sprijin real pe toate domeniile, începând cu agricultură și terminând cu infrastructură, pot face sau pot aduce un plus României și pot să atragă fonduri pentru că este un sector foarte important acesta de și europarlamentarii reprezintă un sector foarte important din viața politică a României. Aș mai vrea să vă spun pentru telespectatorii dumneavoastră că din cei 33 de europarlamentari care vor fi trimiși la Bruxelles să reprezinte România, sper să fie aleși cu mai multă atenție, sper să fie aleși oameni care să fie patrioți, sper ca partidele politice să trimită în Parlamentul European oameni care să se aplece spre nevoile și necesitățile reale României. Și vedem în acest sens că, de exemplu, Polonia și-a atras fonduri europene de 100%. Vedem că s-a dezvoltat infrastructura în marea majoritate a țărilor și că noi reușim cu greu să atragem cam 25-30% din fondurile anuale care ni se cuvin. Motiv pentru care, observați și dumneavoastră, infrastructura feroviară este la pământ și media de viteza circulației trenurilor în România este sub nivelul care era pe timpul lui Ceaușescu și a scăzut la 30 de kilometri pe oră. De asemenea, infrastructura rutieră este slab dezvoltată, motiv pentru care doar regiunea din Ardeal, acolo unde s-au construit autostrăzi, a cunoscut o explozie, ca să spun așa, din punct de vedere industrial și chiar și demografic. Pentru toate acestea, spună telespectatorilor noștri că alegerile europarlamentare au o pondere foarte însemnată, iar o prezență mai mare la vot sigur, va da tonul și pentru viitoarele alegeri, deci trebuie avut în vedere că aceste scoruri care se obțin la europarlamentare și care de fapt reprezintă scorul politic al partidelor vor avea o preponderență sau o însemnătate pentru viitoarele alegeri, care vor fi alegerile interne pentru președintele statului, pentru deputații și senatorii din România. În acest sens, spun eu că alegerile europarlamentare, care au oameni foarte importanți la ora actuală, din punct de vedere al participanților și vorbind de un fost președinte, Traian Băsescu, de doi prim-miniștri și de alții,
Va fi fără doar și poate o bătălie pe viață și pe moarte, pentru că, în goată vă spun, acest scor va fi și scorul politic al partidelor. De aceea, eu îndemn pe toți cetățenii județului Gorj și nu numai, cetățenii acestei țări, să iese masiv la vot, pentru că, atenție, viitorul României este pus la Bruxelles, în joc, iar Bruxelles este cel care dictează viitorul fiecarei țări care este membra Uniunii Europene. Atunci când am semnat tratatul de aderare la Uniunea Europeană, am pus pe masa Bruxellesului și o parte din integritatea, ca să zic așa, și din integritatea fiecarei țări. Ori dacă le-am pus pe masă această integritate, fără doar și poate că soluțiile importante și hotărârile pentru fiecare țară membra UE se ia la Bruxelles. De aceea spun eu că trebuie ca oamenii să iese la vot, să voteze pe cei mai reprezentativi membri ai partidelor care prezintă încredere, care de-a lungul timpului au dat dovadă că sunt patrioți și că au făcut ceva pentru această țară, sau dacă, nu știu, n-au fost în sfera politică, provin dintr-un sistem în care la locul lui de muncă acolo a fost remarcat și sigur este serios și fără doar și poate obligatoriu patriot. De aceea spun eu că această Uniune Europeană, care sigur are o grămadă de europarlamentari din punctul meu de vedere, ca mulți, și funcționarii adiacenți, care înseamnă 40.000 de oameni, pentru telespectatorii care nu știu, Bruxelles-ul, Parlamentul European al Europei, cu europarlamentarii și cu structurile adiacente acestora, însumează 40.000 de oameni. Deci imaginați-vă ce cheltuieli colosale face fiecare țară ca să susțină, să întrețină, să plătească, să aibă cabinete, să se deplaseze, că totul este gratuit, pentru acești europarlamentari și pentru salariile care, de ce să nu fim sinceri, să spunem că fiecare europarlamentar are un salariu care depășește cu mult, mult salariul președintelui statului și pleacă de undeva de la 1.000 de euro și ajunge pe la șefii de comisii până la 14-15.000 de euro pe lună. De aceea spun eu că, pe lângă faptul că acești oameni care ajung în Parlamentul României pot să pună ora exactă, ca să spun așa, în viitorii 5 ani a României, ei vor trebui să fie aleși oameni cu o verticalitate și probitate morală deosebită. Am spus domnul Nicu Covaș că noua listă făcută în cadrul Partidului Național Liberal, din care și eu provin, aduce în fața electoratului județului Gorj și nu numai un număr de viitori europarlamentari, care speră să fie cât mai mulți, oameni cu demnitate, oameni cu verticalitate, oameni care n-au avut niciodată probleme penale și oameni care vor să facă ceva pentru țara asta. Motiv pentru care, sigur, sugerez și cer tuturor cetățenilor județului Gorj să iese masiv la vot, să-și exprime această poziție, fără doar și poate poziția dumnealor de vot va fi aceea pe care o vor dori. Nu putem să influențăm noi, chiar dacă suntem politicieni sau chiar dacă suntem analiști politici, nu putem să influențăm în niciun fel votul care va fi exercitat de fiecare cetățean în parte în cabina de vot. Dar numărul votanților este unul foarte important și de aceea am vrea să dăm un semnal că România s-a trezit, că cetățenii județului Gorj s-au trezit la realitate și că votul fiecărui cetățean contează, că România poate să se schimbe la un moment dat, că alegătorii sunt alții, că sunt mult mai bine informați și de aceea vrem să trimitem în Parlamentul European oameni cu adevărat patrioți. Credeți că vor intra cât mai multe formațiuni politice în Parlamentul European? Am văzut, sunt formațiuni politice noi care încearcă să atragă electoratul, evident mizând pe figuri politice care au trecut de la un partid la altul sau de la tehnocrații la politică. Cum vedeți dumneavoastră această mișcare a figurilor politice încercând să atragă electoratul către formațiuni care acum au apărut de puține zile, să spunem, sau luni de zile? Interesant este, domnule Nicu Covaș, că aceste formațiuni apărute de, așa să zic, un an de zile pe eșichierul politic al României au venit din spate foarte puternic și statisticile dau scoruri pe care, sincer, nu ne așteptam, sau noi politicienii cel puțin nu ne gândeam că se va ajunge din punct de vedere statistic la aceste scoruri. Și atunci când un partid care este făcut de un an și are scoruri politice care depășește 7%, deja înseamnă o problemă. Înseamnă că acel partid, sigur, a venit cu oameni care prezintă interes, care prezintă credibilitate și o parte din electorat, probabil de la toate partidele, nu știu, depinde pe ce parte au apărut, dar cele mai multe partide au apărut pe partea stângă și în mod normal că
voturile Partidului Social Democrat, o parte din ele probabil vor merge la Victor Ponta sau la USR, și în atare situație lucrurile o să se cam împartă un pic, adică nu o să mai fie, eu știu, o majoritate zdrobitoare a parlamentarilor din partea unui singur partid, cum a fost în ultimul tur de scrutin, și voturile vor fi împărțite între partide, ceea ce consider un lucru bun de altfel, pentru că la masa tratativelor și în conducerea unei țări, cu cât există diversitate mai mare, cu atât există o expunere mai mare de opinii și idei, de doctrine care coagulate și fără doar și poate stat la masa tratativelor, nu poate să conducă un stat decât spre o direcție bună. Dacă se întâmplă ca, eu știu, un partid stat care monopolizează politica internă și externă să ia decizii de unul singur și să nu bage în seamă pe nimeni niciodată, să nu stea la masa tratativelor și să-și impună doar propriile idei și concepții, atunci problema e diferită. Mai ales că, și eu sunt foarte sincer cu dumneavoastră și cu telespectatorii, așa cum am fost dintotdeauna, opiniile exprimate în Parlamentul României reprezintă, de fapt, opiniile unuia sau doi oameni din această țară. Atenție! Președinții de grup ai partidelor care votează în România dictează tonul, adică spune legea asta o votăm și toți parlamentarii sunt cu mâna sus, sau legea asta nu o votăm, sau articolul 17 și 23 nu-l votăm și toată lumea se aliniază și nu votează cum dictează propria conștiință și așa cum ar trebui să fie, pentru că noi i-am trimis acolo să voteze așa cum îi dictează propria conștiință și nu cum îi dictează președintele de partid, dar sigur, vă mai spuneam într-o emisiune anterioară, 80% sunt, au forma ghiocelului, adică omul cu capul plecat care n-așteaptă decât să ia un salariu și o pensie nesimțită, că așa a spus toată lumea, adică te duci să stai 4 ani acolo, să-ți dea pensie ca la miner 15, 1500 de lei pe lună, chiar e nesimțită și o bătaie de joc. Plus pensia din activitatea profesională, pentru care Partidul Național Liberal s-a opus vehement, chiar și atunci când s-a votat această lege, singurii care au fost împotrivă au fost membrii, deputații și senatorii Partidului Național Liberal. Se pare că s-a trecut peste această, având majoritatea în Parlament, s-a votat această lege și toți au niște beneficii acum pe care nu le merită. Motiv pentru care, încă o dată vă spun că această țară trebuie să revină la un moment dat la numitorul comun, oamenii trebuie să fie raționali, factorii decizionali, și eu spun factorul decident este Parlamentul României, ca fiind forul suprem de legiferare în această țară, să fie oameni serioși și să lase la o parte pomenile politice, pentru că o să observați și dumneavoastră cine au aceste pensii speciale, doar o parte din funcționarii, aș putea să numesc funcționarii publici acestei țări, pentru că nu toți au. Aș înțelege dacă toți 1.300.000 de funcționari sau 1.400.000 de funcționari publici ar avea aceste pensii speciale, dar dumneavoastră ar fi unilateral. Dacă eu știu ăla de la care lucrează la primărie, la agricol, da, dă-i un exemplu, și care este funcționar public, ar trebui să primească și el pensie specială, că și el e tot funcționar public. Dar de ce unii să primească și unii nu? De ce aceasta? Bine, mai avem și un oficiu al concurenței pe la nivelul de stat, care și acolo, așa, o amorțire și o somnolență totală, nimeni nu face nimic, nimeni nu ia nicio măsură, nimeni nu se sesizează pentru aceste derapaje enorme de la conduita unui stat, pe care, sigur, ei sunt plătiți să le regleze, să le normalizeze, să sesizeze, să anuleze anumite acte, să facă acțiuni instanță, nu se întâmplă nimic acolo. Probabil, bineînțeles, că oamenii puși tot politic se mulțumesc ca la viitoarele alegeri să ia găleata și mop în mână, să lipească din nou afișe pentru a mai prinde 4 ani pe aceeași funcție. Păcat dacă în țara asta se merge pe același principiu. Ei bine, s-ar putea ca, eu știu, tonul dat de aceste alegeri europarlamentare, și eu vă spun că va fi dat un ton în ceea ce privește alegerile locale și configurația politică care se va prefigura pentru noul Parlament al României, va fi foarte interesantă și o să vedeți o schimbare radicală, o să vedeți că UDMR-ul nu va mai fi balamaua, cu ghilimele de rigoare, balamaua partidelor politice care face și desface guverne, pentru că de 27 de ani UDMR-ul găsim mereu la guvernare, ei fiind cei care cu pașii mărunți și-au câștigat tot felul de drepturi, și eu n-am nimic împotrivă, dar nici nu vreau să aibă toate drepturile de care beneficiază un cetățean român, dar nu mai mult decât mine. În țara mea nu vreau ca niciun alt cetățean din nicio altă etnie să aibă drepturi mai mari decât mine. Să fie egal cu mine, și atunci sunt foarte mulțumit și foarte fericit. Nu înțeleg de ce factorii decidenți care se numesc Guvernul României nu ia măsuri și nu
implementează în codul penal texte de lege care să pedepsească arborarea steagurilor străine pe teritoriul României, care să pedepsească pe cei care defăimează România, să pedepsească pe cei care incită la ură, la dezinformare, la dezvinare și mai ales la, pierderea teritoriilor. N-am înțeles niciodată de ce nu se ia această măsură, pentru că așa mi se pare ca un guvern și un parlament sănătos la cap să-și protejeze interesele naționale și să însereze în codul penal măsuri de natură a sensibiliza pe toți acei care cred că în secolul 21 mai pot exista treceri de teritorii de la o țară la alta, mai ales în interiorul Uniunii Europene și NATO, și sigur că da, aceștia ar trebui sancționați, așa cum spuneam, prin articole înserate în codul penal. Să sperăm că în viitorul apropiat, așa cum vă spuneam, sau viitorul Parlament al României, vor fi probabil mai mulți parlamentari independenți, pentru că vedem că cei mai importanți și cei mai activi sunt parlamentarii independenți care nu au foarte mare, care vocea lor nu se face foarte auzită datorită partidelor care nu ia în seamă, dar sunt cei mai activi, și cu cât vor fi mai mulți independenți, am observat, de exemplu, scuzați-mă că fac o acoladă, în Parlamentul de peste Prut, în Parlamentul Moldovei, că numărul parlamentarilor independenți a crescut de 3 ori, s-ar putea și în România să fie la fel, și atunci când se va vota parlamentarul independent, eu sunt ferm convins că oamenii vor analiza, nu lista propusă de un partid, și vor analiza pe acel om, și sunt ferm convins că foarte mulți parlamentari independenți vor ajunge în Parlamentul României și abia atunci încep să se normalizeze lucrurile din punct de vedere legislativ. Maestre, dumneavoastră intrați foarte mult în contact cu cetățenii, cu cetățenii simpli, cu cetățenii cu diferite ranguri înalte sau mai joase, de diferite profesii, opțiuni și, să spunem, direcții de orientare socială, economică și politică. Vreau să vă întreb, ce vă spun oamenii, ca analist acum vă rog să precizați și să faceți o dizertație, ce vă spun oamenii, ce își doresc ei de la europarlamentarii pe care vor veni să-i aleagă? Vreau să vă spun, domnul Nicu Covaci, că stau de vorbă cu sute de oameni în fiecare lună, de la toate nivelele sociale, atenție! În mare parte, cei mai mulți își doresc ca europarlamentarii să fie patrioți, adică să țină cu țara și să nu mai avem prin Parlamentul României o Macovei, individ, cum i-am și uitat numele, care a votat împotriva României și care făcea antipolitică românească cod la cod. Plătit de statul român. Sigur că da, plătit și cu bani foarte mulți de către statul român. Să nu mai avem în statul român niciun reprezentant al ungurilor care a creat o dezbinare și care n-a lucrat decât împotriva acestei țări. Și atunci un Tocheș Laszlo, și la el mă refer ca să-i spun și numele, și atunci eu sper ca cetățenii de etnie maghiară să nu mai să fie oameni verticali și trăind în această țară să fie, sigur, aplecați spre politica statală și aplecați spre această țară din care mănâncă, trăiesc și cresc copiii, și să nu mai trimită oameni de asemenea factură care fac foarte mult rău României, și viitorii europarlamentari să ajute entitățile, comunitățile locale care dezvoltă proiecte de infrastructură regională sau națională să obțină mai ușor fonduri europene. Să nu mai treacă prin acele furci caudine, pentru că cei care au lucrat în domeniu, primarii, consilierii județeni, avocații și așa mai departe, știu ce înseamnă să faci un asemenea proiect de o asemenea învergură, că costurile sunt enorme și bineînțeles când ajungi că atunci ca proiectul să devină eligibil sunt 700.000 de piedici și foarte, foarte greu să treci acest proiect. Ar trebui eliminat din modalitatea de implementare și de întocmire a acestor dosare să fie, cât mai permisiv pentru fiecare cetățean și pentru fiecare entitate care vrea să atragă fonduri europene, să poată mai ușor, mai lesne să aibă acces la ele. Asta, bineînțeles, înserând și o mare seriozitate din partea funcționarului public, care este obligat să pună la dispoziție acestora înscrisurile de care au nevoie. Și aici este o problemă majoră, este un aspect pe care l-am regăsit și pe postul național de televiziune, și mai toți primarii, cel puțin liberal din județul Gorj, care am stat de vorbă, se confruntă cu această problemă deosebită, respectiv aceea de a nu găsi oportunități și portițe ca să-și întocmească dosarele și să obțină mai ușor fonduri europene pentru necesitățile reale ale societăților și ale comunităților pe care le conduc. Mai este, pentru că timpul a zburat extrem de repede, vreau să vă întreb și să-mi răspundeți punctual
vor fi prezenți oamenii la vot în număr mai mare decât s-a întâmplat la precedentele europarlamentare. Vă întreb pentru că experiența și dumneavoastră analizați și statistic aceste date, pentru că, așa cum am vorbit la început, sunteți și un pasionat analist de social și politic. Eu pot să vă spun de pe acum că, raportat la alegerile trecute, vor fi cam între 5 și 7% mai mult alegători. Mulțumim mult maestrului Constantin Aninoiu pentru prezență. Îi urăm o săptămână bună și, de ce nu, atunci când are timp să mai vină în fața noastră, pentru că avem ce afla de la dumnealui și putem să reflectăm la multe dintre aspectele pe care ni le pune în lumină. Dumneavoastră rămâneți pe posturile noastre, că aveți ce vedea și auzi.